Noi începem prima rețetă, că durează un pic. Da, sigur, și da. Și să pregătim prima parte, da, că da, de da. Fapt facem e act în trei părți. Da, da, da. Facem un iet subțes. Da. Îl pregătim. Condimentăm, îl băgăm la țest și da. Atunci o să facem din măruntaie, din organe. Da, bine. Facem îmi place două. Foarte bine cum sună în croată, cu zic, din interne. Da. Se pare foarte haioasă chestia. Se va mai elegant. Mai elegant. Din interne o să facem un drop tot la țest cu niște cartofiori. Da, da, da. Noi. Suntem aproape. Mulțumim, și da. Nu plecăm de aici. Nu, asta nu ne dorim. Vreau să plecați. Șunca. Vă explic el, deci am adus iet, o jumate de iet. Da. O să-l proporționez, îl condimentez, lăsăm să stea puțin condimentat. Condimente, da. Și atunci îl băgăm la țest. Băgăm după aia împreună toate la țest și umplătură și aia să meargă mai da. Tot împreună. Cu ce condimentați? Ceapă, usturoi, piper și sare. Și un sculei. Ulei, undură, după aia o să punem 2-3 ardei, o să vă arătăm. Da. Când înainte de a-l pune sub țest și câte vă începe în... Și o să ungem tepsia aia unde o să punem iedul cu untură de porc. Ai observat că te-am lăsat să te concentrezi, da? Să știi cât piper și sare pui. Nici doamnele nu mai zis nimic. Uite ce atente-s la tine. Considerăm că e mult specialist, așa încât nu mai trebuie să mai aducem comentarii. Păi da, dar comentariile pot să fie și constructive. E adevărat. Nu trebuie să-l certăm, să-l încurajăm. Da, sigur. Dar nici nu poți să cerci pe nimeni înainte de a gusta, de a da verdictul. Deja nu mai știu unde e uleiul. Dacă mă lași la soare așa, fără nimic. Bun. Dă-mi-l mie să-l duc la rece până te... Da. Pregătești tu. Îl lăsăm da. O oră, două ore la rece. Vreți să-l vedeți? Vreau să-l vedem, dar cum arată ca și aspect. Contează foarte mult și aspectul. Mai învățăm de la dumneavoastră. Foarte fain. Da. Foarte arată foarte e fragil, da. E tânăr. Da, era tânăr. După aia o să punem niște ardei și niște ceapă întreagă. Când punem în tepsie, înainte de a-l pune în... Da, da, da. Sub țăs. Sub țăs. Cum el, ca să pătrundă un pic sarea și piperul, îl lăsăm puțin la rece. Da, sigur, da, da, da. E vorba de dialect. Cât te-ai întreținut tu cu goștii, da. Ceapa ai uitat să tai, să pui pe el. Da. Am tăiat-o? Păi i-am zis că mă ajut și tu, dar tu mai... Păi tu până stai cu doamnele, eu nu am stat degeaba, mai drag cu noi decât pe lângă ceapă. Da. Hai să-l băgăm sub țes da. Să se facă. Am zis că trebuie să mai punem 2-3 ardei. Aia doar de aromă, așa. De aromă, da. Păi de aromă, nu punem de... Nu de design. Trebuie să chemăm și doamnele să vină așa, lângă noi, întregi, nu? Puneți! Da, de e la ce la nu mai să fac, numai din abur să dea aromă, să... Da, da, da. Dă puțin canta aia de întură. Ungem puțin deasupra ca să... Ca să... Să pătrundă în miel, să nu-l... Să nu arde imediat, să... Exact. Și probabil un soare altfel. Un soare, deci... Rumenește, probabil, da. Și rumenește și dă... Da, bă, un și gust mai crocant, e... da. Deci ăsta e momentul... Zero. Zero. Pune capacul. Să înțelegem că și capacul a acumulat o anumită temperatură. Exact, și a stat vreo două ore bune. Care și el contribuie la copt. Clar, pe ăla-i dă gust.